Bine v-am găsit lei. Voi face etalarea runelor pentru sfârșitul de săptămână, 6 și 7 martie 2021. Dacă vreți, puteți vedea și horoscopul. La rune, ce pot să spun, pentru unii chiar ies pentru sâmbătă și duminică, dar până acum la anumite zodii unde poate energiile sunt de altă natură, ies schimbările pe durate mai lungi de timp. Sau ce se întâmplă. Pentru voi, le a, deci, lunele, eu zic întotdeauna sâmbătă și duminică, dar să vedem ce o să iasă. Și nu uitați, este o etalare uh, generală, nu este ceva personal, iată că pentru voi s-ar părea că asta nu turisazul ăsta trebuie să-l iau ingu și la voi la fel este uitați-vă că deci Bun, deci, o etalare care uh, se va transforma chiar dacă este puțin negativă. Uh, la spatul cuiva, ai vezi aici în sus, vorbire. Cineva vă dă un spat, un spat care este dat intenționat greșit. O să fie un aspect care vă bulversează, ceva care va duce multă uh, nemulțumire. Uh, Nereușita unei călătorii, fiindcă Raidoc reprezintă căruță. Călătorie. Deci va fi o călătorie pe care o faceți la sfatul unei persoane. O persoană care are anumite interese ascunse în ceea ce vă privește și vă da acest sfat, o călătorie care s-ar putea să fie la o persoană în vârstă și să vă pună la încercare proiectele voastre, planurile voastre, o călătorie în care poate aveți întârzieri, obstacole, avem aici două rune de întârzieri și trebuie să acceptați totul încercându-vă bineînțeles nervii, punându-vi la încercare. În această situație, singurul sfat este: păstrați-vă calmul, păstrați-vă diplomația, păstrați-vă umorul într-o relație cu un partener, fiindcă, într-adevăr, o să fiți puși la încercare. Obstacole, întârzieri, obstacole, întârzieri. Așteptarea unei decizii a unei persoane oficiale. Avem aici, să aveți răbdare. Aici, grindina. Deci, două rune de întârziere, de obstacole, de probleme, de responsabilități pe care, dacă le, vi le asumați, va trebui să le plătiți. Deci, sunt aspecte care vă pun la încercare și toate acestea datorită unui sfat care este dat intenționat greșit. O situație în care să vă bulverseze, să vă creeze probleme. Și aveți totuși o stare bună, uruz, arată bourul sălbatic. Borul sălbatic ne dă acea vitalitate, energie, sănătate, este o rună masculină. O rună care arată că dispuneți de o vitalitate bună, de energie și puteți face față de o relație stabilă, poate fi vorba și un aspect pe relații, dacă vă gândiți la o relație. La o relație cu o persoană este o relație care este, să zicem, benefică, o relație bună pentru voi, dar poate să indice, așa cum am spus, masculul într-o relație. Semnifică emoții puternice, o vitalitate bună. O reușită care este, uh, o runa conducătoare puternică, masculină, care vă duce spre uh, schimbări totuși neașteptate. Deci, poate fi vorba și de o schimbare uh, o schimbare neașteptată. Urz. În schimb, ECHVAS arată că chiar dacă aveți această situație, va fi deci probabil sâmbătă, duminică, veți face poate o călătorie, o vizită care nu va fi o reușită, va fi un lucru care o să vă pună chiar la grea încercare, nervii. În schimb, dacă vă păstrați calmul, aveți această rună uruz și echvaz care vă susține. Alături de Turisaz, am putea spune, este ciocanul uitor. Deci, cele două rune arată că veți beneficia parcă de această susținere, energie și veți depăși această situație, dar va fi și o schimbare neprevăzută, ceva care este întărit și de Inc și care arată o pozitivare a acestei etalări fiindcă ing și asupra întârzierilor vă susține să le depășiți și cu ruz și cu turisaz arată că s-ar putea să se să schimbe ceva foarte repede în viața voastră. Aveți această rună evaz care arată un obstacol. Ea reprezintă arborele de tisă din care se erau construite bărcile nordicilor și am spune că ar reprezenta un obstacol. Ei bine, acest obstacol nu este un capăt de lume, este un obstacol pe care puteți să-l depășiți dacă vă mobilizați e, trup și suflet. Deci veți depăși acest obstacol din fața voastră iar de da, acea atentă, de o relație bună Alături de Turisaz, care zice veți avea noroc, pare să fie acel lucru care uh, veți avea o schimbare foarte rapidă, susține și Ingul, fiindcă ea arată întotdeauna ca un fel de. Uh, puteți să încheiați proiectele pe care le aveți și uh, să luați o schimbare, deci să vină o schimbare în viața voastră ca o piatră de hotar. Deci nu este o schimbare lentă, sigură și de durată. Este ceva care se produce acum și este o schimbare care poate fi un aspect cu acest turisaz. Sunteți la locul potrivit, în momentul potrivit de a recolta ceva, de a lua un beneficiu. Acesta ar fi turisaz. Să arate acel noroc neașteptat. Am zice acest noroc este aproape de voi. Uh, și alături de acest evaz. Și inc, care la fel arată o schimbare uh, a vieții voastre. Uh, fie că este vorba de o relație nouă, uh, ceva care vine spre voi și va aduce această schimbare. Uh, am zice că. Țelul vostru poate că nu va fi foarte ușor atins, deoarece întotdeauna aveți mentalitatea: Dumneavoastră aveți dreptate, ceilalți nu. Dacă este vorba de afaceri, de finanțe, dar și relații emoționale. Dacă privim lângă Hagal și Nied. Este bine să amânați orice efort și strădanie uh, pentru acest sfârșit de săptămână. Este bine să vă consultați poate cu altcineva, uh, fiindcă aveți acest sfat greșit și nu e bine să faceți acum să întreprindeți această călătorie. Este bine să așteptați, așa cum am spus, să consultați și alte persoane și pe urmă să luați o decizie. Deci, aceasta ar fi situația, dar pregătiți-vă pentru o schimbare. O schimbare care poate fi foarte rapidă în viața voastră, dar tot la fel nu este sigur că vă duce spre ceea ce vă doriți voi. Este bine să consultați și un alt sfat. Eu vă doresc un sfârșit bun de săptămână.